În timp ce majoritatea se gândesc la iarnă ca la un anotimp de repaus pentru agricultură, doi fermieri dintr-o localitate din România demonstrează că se pot face afaceri prospere chiar și în cele mai geroase luni ale anului. În localitatea Matca, unii fermieri precum Ionel și Felicia Pricopi demonstrează că agricultura poate înflori chiar și în condițiile cele mai dure ale iernii. În ciuda temperaturii extrem de scăzute, acești fermieri au reușit să dezvolte culturi impresionante de legume în solarele lor. Salată verde, ceapă și spanax, doar câteva dintre legumele pe care Ionel și Felicia le-au cultivat cu succes în ciuda provocărilor climatice. Investind eforturi considerabile și resurse pe parcursul întregii ierni, acum culeg beneficiile muncilor Continue. Efortul lor a fost răsplătit cu o producție excepțională, dar și cu bucuria clienților lor atrași de calitatea legumelor, dar și de prețurile atractive, astfel, 5 salate se vând la prețul de 10 lei, un tarif accesibil în raport cu prospețimea produselor. Solariul familiei Priscop, gazda a 6000 de fire de salată verde reprezintă un exemplu de succes și inovație în agricultura românească. Această reușită vine într-un moment în care multe regiuni se confruntă cu dificultăți din cauza condițiilor condițiilor meteo nefavorabile. Ionel și Felicia oferă o varietate de legume proaspete clienților lor pe tot parcursul sezonului rece, dispunând de un sistem simplu, dar eficient, de comandă și livrare. Aceștia au devenit un punct de referință pentru locuitorii din zonă. Clienții pot comanda legumele dorite prin telefon sau mesaj, beneficiind de un serviciu rapid și prietenos. De exemplu, o vecină care a comandat salată în valoare de 10 lei a fost impresionată de rapiditatea cu care comanda sa a fost pregătită pentru livrare. Această abordare directă și personalizată este apreciată în mod deosebit de comunitate. Localnicii din Matca și împrejurimi care au testat prospețimea legumelor oferite de solarul familiei Priscop au devenit clienți fideli, recomandându-le și cunoscuților, relatează pleitech.ro.